În aceste zile se poartă negocieri intense pentru portofoliile de comisari europeni. Cele mai râvnite sunt cele cu puternic impact economic, iar România a anunțat că își dorește un astfel de mandat. Așa că șefa Comisiei Europene va avea discuții intense cu toate guvernele naționale. Fotoliile care vor fi ocupate de comisari însărcinați cu portofolii cu impact economic sunt cele mai râvnite de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Bugetul este cu siguranță un premiu în negocierile cu Ursula von der Leyen, care își va forma al doilea executiv, spun analiștii. We have the multi-annual financial framework which needs to be negotiated in the next term. This will be a very difficult and very heavy dossier, but it will also be something which will be very determining also the foci, the priorities of the years to come. Liderii Italiei, Cehiei și României și-au declarat clar interesul pentru acest post. Franța va menține probabil un portofoliu puternic. Asta deoarece Thierry Breton, acum însărcinat cu piața internă, va avea un al doilea mandat. There's always a great interest in also competition and trade. So those portfolios where the EU has a lot of competence, right? Or where the budget is particularly high, for instance, cohesion and agriculture, you know, which both make up about a third of the whole EU budget. În aceste jocuri de putere, Ursula von der Leyen poate folosi și apărarea, un nou portofoliu dedicat industriei militare, considerat foarte relevant datorită războiului din Ucraina. Relațiile cu Mediterana, legate de gestionarea migrației și de locuințe, sunt de asemenea politici care vor avea acum comisari dedicați. La distribuirea portofoliilor, Ursula von der Leyen va trebui să ia în considerare și cine o va susține. So one can assume that again now, given that she is from the EPP, from the Conservative Party, that you will have a socialist, a liberal, and also potentially a green among the top positions in the commission. Un alt atut ce va fi folosit este obținerea mai multor nume de femei. Președinta Comisiei Europene se luptă să atingă echilibrul de gen, însă până acum au fost propuse oficial mai puțin de 10 femei. She will have to work with these governments in the next 5 years, right? So it is a bit of a tightrope that she has to walk between putting her foot down and getting, for instance, the gender balance right, but at the same time, you know, keeping good working relationships with those governments. Dar înainte ca cei 27 de comisari să își ocupe locurile în sala Jean Monnet la întâlnirile colegiului, toți vor trebui să treacă de audieri în Parlamentul European.